Prima mea zi la Cluj. Cu voie bună și mulțumit de rezultat, încep să-mi fac ușor bagajele. Afară, vremea este mai ok față de zilele trecute. Trec pentru ultima oară la centrul de implant de păr pentru pansament. Se va aplica fucidin peste micile leziuni, grasolin și o fașă hipoalergenică. Cu gândul că voi pleca din Cluj, am vrut totuși să vizitez un loc. Un loc pe care l-am descoperit din întâmplare pe TikTok. Se numește Cofils. Cofils este o cafenea socială. De fapt, este prima cafenea socială din Transilvania, proiectul aparținând domnului Lucian Budnariu. Acum că te-am făcut curios, haideți să-ți explic ce înseamnă o cafenea socială. O cafenea socială reprezintă o întreprindere în care deținătorul dorește să aducă la oaltă iubitorii de cafea, dar totodată dorește și să valorifice prestațiile persoanelor cu dizabilități. În plus, 90% din profitul firmei se îndreaptă spre scopuri sociale. Nu este musai ca persoane cu dizabilități să fie angajate în această întreprindere, dar de cele mai multe ori așa se întâmplă. Alături de colegii lui Lucian, spre exemplu Mihai Arsenie, un tânăr cu sindrom Down, care a reușit să-l impresioneze pe deținător, învățând prepararea rețetelor ca și barista chiar înainte de angajare, Andreea Noci, o doamnă cu o dicție și o gramatică impecabilă și alți colegi mai puțin expuși în mediul online, Cofil s-a reușit să impresioneze prin amabilitate și seriozitate. Acest lucru aducându-le recenzia de aur din partea Google. Scopul unei cafenele sociale nu este unul caritabil, ci mai degrabă unul de conștientizare că unele persoane cu dizabilități pot avea șansa de a presta servicii la fel și cum una fără dizabilități ar putea. Acesta este mesajul pe care Cofils încearcă să ni-l transmită. Că te-am făcut curios cu privire la locație și ți-e poftă de cafea, cei de la Cofils te așteaptă pe strada Gheorghe Șincai, numărul 9. În concluzie, pot spune că șederea mea la Cluj a fost una conform așteptărilor. Mă bucur că m-am întâlnit cu unii dintre voi și a fost un vibe mișto. Nu neapărat destinația contează, ci și călătoria. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest jurnal.